Accidentul mortal s-a petrecut pe șoseaua Alexandriei. Șoferul se deplasa către Braga Diru, iar femeia în vârstă de 39 de ani se angajase în traversarea străzii pe trecerea de pieton marcată și semnalizată corespunzător. Aceasta a fost surprinsă și izbită în plin de mașină. În urma impactului, femeia a fost pulberată și a suferit răni foarte grave. O ambulanță a ajuns imediat la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Șoferului s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii vor demara anchetă pentru a stabili cauzele exacte și împrejurările în care s-a produs accidentul. Traficul a fost restricționat pe banda 2 în sensul de mers către Braga Diru.